Nistrul seacă tot mai mult. Din cauza temperaturilor mari din ultimele săptămâni, debitul a scăzut cu peste 60%. Meteorologii au anunțat chiar un cod galben de alertă hidrologică pe râu. De exemplu, în satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, de la un an la altul se poate ajunge în mers. Primarul localității ne-a spus că dacă în decurs de câteva săptămâni nu va ploua, fauna și flora vor fi puternic afectate. Dacă apa va scădea foarte intensiv, cu siguranță asta va fi o pornire pentru toate plantele, toți copăcei care cumva au prins rădăcină și noi vedem deja încetșor avansează creșterea arborilor înspre Nistru, înspre insulă. Și cu siguranță cei ce vom vedea dacă noi vom avea situația asta să sece integral acest sector, să pornească o insuliță similară acesteia care o vedem noi aici. Locuitorii satului Puhăceni își amintesc că pe timpuri Nistrul era foarte bogat, aducea în jur de 10-11 km cubi de apă, dar acum cu greu adună 5-6 km de cubi. Da, Nistrul tot timpul adăuge, ne temem să nu dă peste mal încă, adăuge tot timpul, dar am avut câțiva ani de rând, dacă scaldurile astea mari, scade Nistrul. Nu prea apă multă. Cam e rău, nu chiar ghine. Era râul adaus, tot timpul apa era curată, acum e foarte murdară. Nistrul e foarte scăzut, apa, vă spun, e murdară, foarte murdară. În această perioadă, Nistru poate fi trecut cu ușurință la pas. După cum vedeți, apa este la glezne, așa că poți să treci de partea cealaltă fără nicio problemă. Totuși, secarea râului este o problemă foarte mare, deoarece afectează flora și fauna. Dacă seceta va accentua, atunci, în timp de 2 săptămâni, vor începe să moară peștii și vețuitoarele bazinului de apă, spun specialiștii. Apa seacă în fântânile publice, dar și în cele pe care oamenii și le-au săpat în curți. Secate, într-adevăr, și care mai sunt poluate. Multe au secat. Dacă mai este în careva câte o leacă, pentru băut, pentru animale, câte ceva așa, dar e cam puțin apă. Mai seacă, dacă toată lumea odă, noi și avem în grădină, tot o dăm. Nu, la noi nu a plouat nici nu știu de câtă vreme. Și de unde consumați apă? Vă spălați? Din fântână. Aveți fântână acasă? Acasă, deasă cu buruită. Și ne-a intrat și în casă apă și avem și dăm și grădină. Nici nu știu, este apă, urmă. Bună apă, iar apă, nimătorul, o dam, damă. O trasă în casă, că tot de aici atrage, dar pe urmă deam namol. Era mai comod cu fântâna să lucrați? Ei, bine cu fântâna, dar deodată ne-am mai vărât și bani. Am tras de la Nestru și dacă am odat o lună, am tras trughi, am luat de șele mari, tras de încolo, nu știu unde, din sus, tras așa în coase, în baltă. Primarul din Puhăceni povestește îngrijorat că dinamica apelor subterane de mult este negativă în localitate. Fântânile care noi le știam de mici, prin anii 80-90, cu adâncimea când erau atunci ele făcute 16-20 de metri și aveau vreo 3-4 metri de apă, astăzi, practic, toate acele fântâni sunt secate. În sat, fântânile de suprafață care erau, aveam în spațiile publice peste 100, majoritatea sunt secate. Centrul hidrologic al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a extins pentru perioada 24-30 iulie codul galben de scurgere scăzută. Prin urmare, atât companiile cât și cetățenii sunt îndemnizați să utilizeze rațional resursele de apă.